afară de informatic, în timpul liber mai cânt și la chitară. Îmi place foarte mult să cânt, dar nu cred că o să continui să cânt toată viața. Mă consider o persoană foarte creativă. Mai bine strângi bani în brațe decât să mă strângi pe mine. Aș vrea să fiu și eu bagnote ca să mă ții lângă tine. Îmi plac foarte mult pictorii francezi. La ora de matematică mă concentrez pe scris mai mult și aici mă simt într-o conexiune mult mai puternică cu Dumnezeu, în primul rând, și cu grupul. Ideea înființării școlilor normale care să pregătească învățători a venit din Franța la începutul secolului al XIX-lea și prin acceptul împăratului Francisc I al Austriei s-a înființat în 1812 Preparandia de la Arad, prima școală pedagogică românească pentru tinerii de credință ortodoxă din județele Arad, Timiș, Torontal și Caraș-Severin. Director a fost numit Dimitrie Țichindeal, cel cu gură de aur, așa cum l-a nemurit Mihai Eminescu în poemul Epigonii, iar casa în care se țineau cursurile a fost donată de Sava Arsici, căpitanul orașului de pe Mureș. Țichindeal a fost preot, pe vremea aceea erau puțini studenți, elevi, care urmau să devină învățători. Tradiția a continuat cu pregătirea învățătorilor. De asemenea, o perioadă de timp, școala noastră a pregătit și preoți. A fost o școală religioasă, o bună perioadă de timp. După aceea a redevenit doar o instituție de pregătire a învățătorilor. Laică. Exact. Și timp de 211 ani a răspândit învățătură în această parte de țară. Din punct de vedere al tradiției, continuăm cu profilul pedagogic, care pregătește în continuare învățători și educatoare pentru învățământul primar și preprimar, dar de asemenea avem și clase cu alte profile, de matematică, informatică sau filologie. Liceele pedagogice continuă să pregătească cadre didactice cu studii medii. Evident că liceele pedagogice au un atu prin faptul că practica pedagogică este mult mai profundă și cu mult mai mult timp alocat acestei practici. Prin urmare, acesta este atul. Toți absolvenții noștri sau aproape toți cei care doresc să meargă în învățământul de masă sau să devină cadre didactice vor urma instituții de învățământ superior. Am avut într-adevăr în ultima perioadă, acum de când se discută și va fi implementată noua formulă a legii, am avut de luptă în așa fel încât să păstrăm acest profil la nivelul liceal. Copiii în ziua de astăzi învață cu totul altfel. Pentru ei informația este la îndemâna unui click de calculator sau la telefonul pe care îl are fiecare. Prin urmare, noi profesorii trebuie să ne adaptăm la modul în care copiii învață în ziua de astăzi și ne formulăm demersul didactic în așa fel încât să devenim atractivi sau modalitatea prin care îi determinăm pe copii să învețe, să devină atractivă pentru ei. Samuel Vulcan și Iosif Vulcan, unchiul și nepotul, doi cărturari de seamă ai românilor uniți cu Biserica Romei, au militat pentru propășirea culturală a românilor din Bihor și cele două colegii naționale de la Beiuș și Oradea, care le poartă numele,
sunt semne de cinstire și vrednicie a urmașilor care prețuiesc lumina învățăturii și o dăruiesc mai departe. În afară de informatic, în timpul liber mai cânt și la chitară și îmi place și partea creativă din tot ce înseamnă, tot cumva legat de calculatoare, de informatică, dar partea creativă. Și cum te vezi după ce ai terminat colegiul Samuel Vulcan? În, să zicem, în zona de nord a Americii, spre Seattle sau în București, la Budapesta? Bineînțeles, m-am gândit la mai multe posibilități și încă vă dați seama că nu m-am gândit la ceva anume, dar probabil după terminarea liceului urmează o facultate în România, probabil, iar apoi văd unde mă duce viața. Cum colaborați? Cum v-ați gândit să faceți această echipă? Și am hotărât să facem asta pentru că eu coordonez o echipă foarte bine și el știe să susțină chestia asta. Am susținut drepturile omului și am avut un subiect de bullying în școală. Nu pot să zic că a fost foarte greu, dar a fost plin de emoții și i-a dat un fel de sentiment de greutate. Mă pasionează arta și, și informatica, cât de cât franceza e așa ca un bonus. Dacă aș avea șansa să studiez în Franța, pe unul dintre aceste domenii, aș face-o. Mă consider o persoană foarte creativă și am găsit de asemenea un subiect care mă pasionează, legat de o temă istorică. Și astfel am decis că e o experiență și merită încercată. Tema istorică, la concret, despre ce? Despre Revoluția din 1989. Există cântece preferate sau toate sunt tratate cu aceeași intensitate? Cred că sunt și cântece preferate, mai ales în sufletul fiecăruia. Fiind toți diferiți, nu putem să ne placă la tot același lucru. Câte o melodie ne place mai mult sau mai puțin, dar toate ne plac. Asta nu pot să spun că nu ne place vreuna. Noi nu am avut ocazia să-i vedem, să-i ascultăm pe celelalte grupuri, dar singurul nostru adversar am fost noi până la urmă, pentru că a trebuit mereu să ne autodepășim. Vino luminoasă să pâine casă, vino până mâine să avem caldă pâine, vino până mâine să avem caldă pâine. Papa rudă, rudă, vino de neudă, papa rudă, rudă, vino de neudă, papa rudă, rudă, vino de neudă. În momentul în care am pășit în această școală, o persoană foarte importantă pentru mine, cer să nu mă emoționez, pentru că, din păcate, nu mai este printre noi, m-a întâmpinat cu o foarte mare căldură și mi-a spus că școala aceasta are nevoie de un cor. Cred că acela a fost momentul în care s-a născut ideea și, ulterior, am început procesul de selecție. Aveam foarte mulți copii talentați, dornici, să vadă cum e. Am înfiripat, să spun așa, o primă formație corală în 2007, urmând ca în anul școlar următor deja să participăm la Olimpiada Corală cu, dacă bine mi-aduc aminte, că sunt ceva ani de atunci, premiul întâi la județ și locul doi la interjudețeană. Trec zile și iată-l în clasa curată, la prima lui oră, în primului an. Din inimă seamănă, din inim lumină, cum seamănă grâul cu garul pupelan. Învățătorul cel tânăr, cu cerul se mină în privire, cu doina ceastră veche în glas, se agântă pe drumul de lumină, pornind voinicește.
văzut că aveți un experiment foarte interesant cu un profesor nativ venit de la Madrid. Este o secție biling spaniol veritabilă cu lector spaniol angajat al Ministerului din Spania și al Institutului Cervantes. S-a născut această secție dintr-un acord bilateral dintre cele două ministere, Ministerul Român și Ministerul Spaniol. Și avem tineri, într-adevăr, care vin la această secție din familii care au fost în Spania, au lucrat o vreme în Spania și s-au reîntors în țară, își aduc aici copiii, sau pur și simplu din dorința de a învăța limba spaniolă, care este o limbă latină și sunt foarte mândră că se predă în această școală. Eu m-am născut și am trăit până la vârsta de 14 ani în Spania și atunci pentru mine această materie este foarte specială. Când mă gândesc atâtea clipe, doar risipă și suspine, multe lacrimi lipesc iarăși printre degetele fine. Ăsta-i scopul și obiectivul, să avem totul de-a gata. Nu contează plata, nici lipsa de tata. Aceasta-i răsplata, banii cu găleata. Mai bine strângi banii în brațe decât să mă strângi pe mine. Aș vrea să fiu și eu bagnote ca să mă ții lângă tine. Timpul trece, nu mai vine. Amintiri și sentimente, netrăite sau uitate, în cursul vieții cea grăbite, după averi neîmplinite. La ce ajută? La ce bun? Când tot ce am pe suflet spun, Dumnezeului cel bun. El nu m-a uitat, mereu m-a vegheat și m-a ajutat. Am realizat că un medic bun nu este îndeajuns să fie un om doar bine pregătit și un om dur, ci că trebuie și să aibă o anumită doză de sensibilitate și de cultură, acesta fiind și motivul pentru care am ales să mă exprim în cadrul Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate. Cu toate că am crezut că știu totul despre mine când am ajuns la liceu, atât profilul, dar și profesorii m-au ajutat să mă cunosc și să descoper această parte a mea. Și mă pasionează romanul, prefer romanul, chiar dacă din punctul meu de vedere toate o valoare extrem de mare, atât culturală cât și morală. Cred că este foarte important ca în cariera mea să folosesc pe aici, pe acolo, aceste aptitudini pe care teatrul mi le-a format. Mergi des aici, la teatru, la Oradea? Să știți că da, am mai mers așa, din când în când, cu timpul liber, îmi place să vizionez piese. Să... Și lumea asta lui Caragiale, cum ți se pare? Mi s-a părut așa o lume de moravuri, de foarte interesantă și are așa un stil aparte de a spune adevărul, dar prin glume. Crezi că în lumea de astăzi mai sunt personaje da, din Caragiale? Cu siguranță. Nazaret era orașul, Nazaret era... Pentru noi contează foarte mult tradiția, contează vechimea. De fiecare dată la festivitățile de absolvire le spun tinerilor că vechimea înseamnă calitate, doar prin calitate am reușit să dăinuim în timp, prin valoare. Și de aici misiunea școlii, educație de valoare, educație pentru valori. Avem în spate o istorie de 195 de ani. Aminteați de Marea Unire. Sala de sport a Colegiului Național Samuel Vulcan este locul de unde delegația regiunii Beiuș a plecat la Marea Unire cu profesori ai acestui liceu. Nu aș spune că în perioada comunistă a existat o ruptură, fiindcă cartela Beiuș la acest colegiu s-a făcut dintotdeauna. Să nu uităm că este școala care, dintr-o singură clasă, a dat 3 academicieni. În prezent, lista academicienilor români este de 14 profesori ai colegiului sau absolvenți ai Colegiului Național Samuel Vulcan. În prezent,
putem vorbi de performanțe la Colegiul Național Samuel Vulcan. Performanțe care se datorează în primul și în primul rând corpului profesoral, dar bineînțeles și calității beneficiarilor direcți, adică ai elevilor. Ne mândrim cu performanțe an de an. Anul școlar 2022-2023 a fost încununat de succese. Avem rezultate la vârful olimpiadelor școlare și anume la etapele naționale. Contează pentru noi personalitatea lui Iosif Vulcan. A fost un mare cărturar transilvanean. A luptat pentru răspândirea culturii române în această parte de țară, în contextul monarhiei austriece. Și motoul nostru este Dă-ne, Doamne, cât mai mulți oameni de caracter. Cred cu acest motto venim foarte bine în societatea noastră, în ideea că vrem să formăm caractere. Vă rog să vă simțiți ca în odaia bunicii sau cum îi zice în zonă, casa cea bună, casa de la drum. Este o colecție care reprezintă foarte bine din punct de vedere tradițional țara Beiușului, pentru că am încercat să adunăm obiecte care să redea și meșteșugurile specifice zonei, dar și exponate care reprezintă bunul gust, rafinamentul țăranului român atunci când își decora casa. După realizarea Marii Uniri a Românilor, a fost adoptat actul de înființare a Liceului Românesc din Oradea, în 15 iunie 1919. Fosta școală reală superioară de stat, ridicată după planurile arhitectului Ferenc Knap. Instituția de învățământ care poartă numele lui Emanuel Gojdu a contribuit la întărirea culturii române în urbea de pe malul Crișului Repede, prin vocația dascălilor și performanțele elevilor, răspunzând în mod adecvat comandamentelor și provocărilor postmodernității. S-a născut ideea înființării unui muzeu care să oglindească cât mai fidel realizările, mai ales în domeniul profesional, științific, dar și artistic avem, al absolvenților gojdiști. Astfel s-a început treptat să se clădească acest muzeu al școlii noastre, Cartea de Aur Ilustrată, și care totodată este într-o strânsă conexiune sau corelație cu organizarea întâlnirilor absolvenților. Suntem printre primele licee chiar din România, mai este la Brașov, în Colegiul Național Șaguna. Da, Andrei Șaguna, care este și prieten cu noi încă de la început, începând din 1990, unde această tradiție s-a înfiripat. Întâlnire la 10 ani, la 20, după aceea din 5 în 5 ani. Școala se deschide în toate direcțiile în care este solicitată de societatea de astăzi și chiar mai mult decât atât, încercăm să creăm, să zicem așa, o bulă de calitate și de performanță. Să înțelegem că până la urmă un lucru nu s-a schimbat, chiar dacă pare să se fi schimbat, faptul că succesul nu se obține fără muncă. Succesul nu cade din cer. Ei, ăsta e mesajul cu care noi mergem către elevii noștri și se pare că este cu rezultate, dar pare să fie mai greu în fiecare an. Și e greu pentru că nu ne ajută nici legislația. Vorbim aici de motivarea performanței. Avem 770 de bursieri de merit, în condițiile în care avem 1095 de elevi. Dar este foarte dureros să observăm că noi, la anumite clase, nu putem să dăm bursă unui elev cu un media de 9,48, în condițiile în care tot aceeași bursă de merit o primește un elev la o altă școală cu medie sub 5 sau chiar sub 2. Cu ce mesaj mergem în fața elevilor noștri? Cum justificăm asemenea inechități sociale? Cum pornesc ei în viață? Ce înțeleg din motivația pentru muncă și performanță? Celelalte probleme cu care se confruntă chiar instituții, licee de elită din alte orașe ale țării, violență, droguri,
aveți o strategie? Încercăm să prevenim prin strategii coerente deja de câțiva ani buni. Aplicăm chestionare de identificare a problemelor de bullying la clasă în momentul în care descoperim că sunt probleme. Ele sunt aduse în atenția părinților și a elevilor și a părinților, dar să știți că nu întotdeauna reacția părinților este una constructivă. Avem și o procedură specială la nivel național care aduce și alte instituții în ajutorul școlilor în anchetarea acestor cazuri, în stabilirea unor culpe, în momentul în care identificăm un caz de violență, avem o comisie interinstituțională cu DGASP-ul, cu poliția de proximitate. Măsurile punitive au rolul lor până la un punct. Noi și atunci când apar derapaje, trebuie să învățăm să reparăm acele derapaje. E o cale anevoioasă, e înceată, nu produce efecte imediat, pentru că educația prin frică produce efecte mult mai rapide. Dar educația pe termen lung, dacă chiar vrem să trimitem cetățeni conștienți și responsabili în societatea românească, atunci trebuie să umblăm cu foarte mare grijă la recuperarea cazurilor. Psihologul școlar are un rol extraordinar în această problemă. S-a întâmplat să se caftească doi băieți și în fiecare săptămână avem o consilieră de grup, băieții merg și la consilieră individuală. Ideea este că nu mai vrem să întâmple asemenea derapaje. Imediat perioada următoare pandemiei am luat legătura cu Agenția Antidrog de la Oradea și i-am invitat la noi în școală, au făcut dezbateri cu elevii noștri de clasele a 9-a și a 10-a la vremea aceea. Încercăm să ținem cât mai strânsă legătura cu agentul de proximitate și cu poliția municipiului Beiuș. În acest an școlar deja a fost la mai multe clase și a ținut dezbateri și prezentări pe tema aceasta a consumului de substanțe interzise. Urmează să avem întâlniri cu părinții elevilor. Vom face tot așa întâlniri cu agentul de proximitate și părinții, care să disemineze după aceea în rândul celorlalți părinți, ca să ajungă informația la toți părinții elevilor din școală. Și încet, încet să se poată intra la toate clasele de liceu. Avem programe speciale antidrog de la clasa a 6-a la clasa a 12-a. S-a derulat ultimul program și cred că sunt foarte bine venite. Avem colaborări cu fundații tocmai pentru a încerca să educăm, să cunoască pericolele societății și, cunoscându-le, să le poată evita. Clădirea actualului Colegiu Național Moise Nicoară din Arad, fost liceu catolic al Ordinului Minorit, a fost construită în stil neorenesans între 1869-1873, iar după 1918, menirea acestui lăcaș de învățare a fost să crească elevi care să devină buni cetățeni români și oameni de caracter. Întâmplarea face că sunt și absolventul acestei școli, apoi profesorul acestei școli și temporar directorul acestei școli. Adică am văzut școala aceasta din mai multe perspective. Am foarte mulți colegi care sunt absolvenți ai acestei școli și încurajăm absolvenții acestei școli să devină profesorii noștri. Suntem conștienți de faptul că istoria acestei școli este extrem de importantă pentru prezent. Sunt nume mari de scriitori, de oameni de știință, de oameni care au avut ceva de spus la nivel național, european și uneori la nivel de lume. Cei peste 20 de academicieni pe care i-a dat această școală, fie ca absolvenți, fie ca profesori, însă istoria aceasta ne obligă. Adică astăzi încercăm să ne ridicăm la valoarea celor care au construit până la urmă acest brand care este Colegiul Național Moise Nicoară. În această școală, la momentul acesta, există un centru de studii transdisciplinare
la care participă majoritatea profesorilor. Strategia noastră pe termen mediu și lung este învățarea și predarea colaborativă. La noi s-a făcut, poate, pentru prima dată un experiment, al cincilea în lume, pe tema transdisciplinarității, prin voluntariatul profesorilor și al elevilor. Există o deschidere spre tot ceea ce este nou, interesant și, cu siguranță, rezultatele nu încetează să apară. Aș spune că școala este perfect integrată la momentul acesta, poate mai puțin la nivel național cât internațional. Avem această tristețe, sunt foarte mulți absolvenți ai acestei școli care aleg să-și continue studiile în străinătate și de cele mai multe ori rămân acolo. Adică e vorba despre oameni valoroși care nu se întorc decât așa pentru a vizita o școală care le-a dat un imbold sau părinții, casa părintească, dar rămân în străinătate și activează acolo, remarcându-se de fiecare dată. Educația patriotică nu se dezvoltă numai în școală. Generația de acum este mult mai pragmatică, poate, decât generația mea. Generația aceasta pragmatică, totuși, caută să ia tot ce e mai bun de aici și să se realizeze așa cum își dorește în oricare parte a lumii. Tinerii din ziua de astăzi sunt poate mult mai ancorați în realitate. Să nu uităm că ei sunt născuți și crescuți în această realitate. Poate noi, cei din generația a doua, a treia, suntem mai puțin adaptați la această realitate decât ei. Ei s-au născut cu anticorpi, adică chiar dacă lumea în care trăiesc este periculoasă, poate uneori este bolnavă, au alte coordonate ale existenței pe care noi încercăm să le înțelegem și pe care noi încercăm să le apropiem, să ni le facem ale noastre pentru a fi totuși pe aceeași lungime de undă. Noi avem încă multe de oferit, mă refer la generația noastră, a profesorilor, a părinților, avem multe de oferit pentru că avem experiență de viață, atât în lumea dinainte, care poate era mai sigură, dar era mai lipsită de libertate. E o școală care oferă oricărui tânăr posibilitatea de a se împlini. Adică avem clase diverse, matematică, informatică, intensiv informatică, intensiv engleză. Științele naturii bilingve engleză, științele naturii intensiv engleză. Filologie, adică și profilul umanist și cel real este reprezentat, așa că orice tânăr care consideră că îi se potrivește această școală poate găsi aici o variantă potrivită pentru vocația lui. Asta cred că este important la Moise Nicoară, faptul că oferă o gamă variată de trasee educaționale. Suntem școala care dă peste 200 de olimpici anual. Copii care participă la olimpiade, la concursuri și care se plasează la nivel național, nu vorbim doar de nivelul regional, la nivel național și chiar internațional, la modul un onorant pentru Arad și pentru noi. În urmă cu 2-3 ani a fost înregistrată o performanță notabilă. N-a mai trăit Aradul de 50 de ani această performanță. 2 ani consecutiv, Lile Tudor s-a plasat pe primul loc la nivel internațional la chimie, de exemplu. Avem olimpici la engleză, la fizică, la informatică. Sunt copii care muncesc, profesori care muncesc, părinți care susțin școala și rezultatele în mod firesc apar. Important sunt elevii, fiindcă ei, în primul rând, trebuie să-și dorească. Cu forța nu mai poți să faci educație și încercăm să-i stimulăm, nu material, ci să le facem ceea ce noi facem, să le facem plăcut
să le placă, să-i atragă și să-i ținem de partea noastră. Este foarte important. Cu atât mai mult cu cât, în zilele noastre, suntem în concurență cu mijloacele audio, cu mijloacele vizuale, cu tehnica. Clar, noi nu putem să ținem pasul cu tehnica, dar încercăm să îi convingem, încercăm să îi persuadăm și să îi ținem de partea noastră. Până acum eu zic că am reușit, având în vedere și rezultatele la bacalaureat. Pentru noi sunt foarte importante, fiind un colegiu național și în special suntem liceu teoretic, copiii noștri, absolvenții noștri nu au o meserie în momentul în care finalizează studiile liceale. Pentru aceasta ei trebuie să urmeze studiile post-liceale sau universitare pentru a se defini profesional. Avem într-adevăr programe prin care încercăm să-i determinăm, să își respecte, să-și iubească colegii, programe de coeziune a grupului. Consilierul nostru școlar este foarte implicat, este absolvent de liceu pedagogic și consilierul școlar și încercăm prin aceste programe să îi determinăm să fie împreună. Să fie împreună, să se simtă bine, să fie o atmosferă plăcută în școală. Încercăm să fim prieteni cu tehnologia și să venim în fața elevilor cu metode noi, care să-i atragă. Pe urmă, tot așa zic că este foarte important ca elevul să cunoască și ce este în altă parte. În acest sens, am inițiat o serie de proiecte internaționale, proiecte de tip Erasmus. Chiar în acest an am dobândit o acreditare a Erasmus care ne permite accesarea de fonduri europene până în anul 2027. Am început odată cu pandemia să conștientizăm că digitalizarea trebuie să intre și să funcționeze în învățământ. Cred că este foarte important acest lucru și noi, fiind școala acreditată Erasmus, în acest an am avut o treime din numărul de profesori din școală, participanți la cursuri Erasmus, unul dintre ele a fost de educație digitală. Deci odată să-i formăm pe profesori, da, să fie în pas cu tehnologizarea și sigur să avem lecții interesante, să placă elevilor, să fie eficiente, provocatoare. Aici, într-adevăr, se desfășoară cursurile de formare pentru profesori. Cadrul în care noi desfășurăm acest eveniment este pe modelul TIPEC, care înseamnă tehnologie, pedagogie și disciplina pe care o predă fiecare profesor. Pentru că, de fapt, învățarea digitală nu înseamnă numai tehnologie, ci în primul rând pedagogie. Adică degeaba avem noi toate aceste device-uri dacă nu știm să le utilizăm în procesul de predare-învățare, astfel încât la orele noastre să se producă învățare. Universitatea de stat din Oradea este o instituție de învățământ superior înființată în anul 1990, căreia i-a fost acordat calificativul grad de încredere ridicat de către Aracis. În 2018, Universitatea din Oradea ocupa locul 722 din cele 3234 de universități examinate la nivel mondial de Shimago Institution Rankings. Un reputat profesor al acestei universități ne-a propus un exercițiu de sinceritate și luciditate în legătură cu starea învățământului românesc. Nu aș vrea să vă sperii, dar vă spun că am avut studenți care au ajuns în facultate și care nu că nu știau cine sunt. Nu auziseră numele lui Hitler sau lui Napoleon. Nu auziseră numele. Până în facultate, gândiți-vă că lucrurile astea se studiază de două ori în școală. Se studiază pe clasa a 7-a și pe clasa a 11-a. Deci aici sunt probleme foarte serioase și din păcate noi le ignorăm. Dumneavoastră știți că cu puțin timp în urmă a fost adoptată o lege a învățământului care teoretic ar fi trebuit să se bazeze pe o dezbatere și pe o analiză a problemelor școlii românești.
care în realitate a caricaturizat toate lucrurile astea și odată ce avem legea asta, avem ca o lespede de beton peste învățământ. Practic, din momentul în care ea s-a adoptat, problemele învățământului nu mai interesează pe nimeni. De acum totul se trece pe procedură. Ori, vă spun, noi aici suntem exact în aceeași situație cu învățământul în care era industria românească a lui Ceaușescu în anii 80, de pildă. Aparent aveam raportări de producție uriașe, performanțe, tot ce doriți dumneavoastră, în realitate era un dezastru complet. Și nimeni nu se gândea să-l asume. Și atunci ce facem? Un timp perpetuăm inerția lucrurile astea cum s-a întâmplat cu industria după 90 sau la un moment dat le vom aboli prin decret, le vom privatiza, vom face ceva? Acele minime corecturi sau încercate prin reformele din anii 90 și ale lui Andrei Marga sau pe urmă varianta încercată de Daniel Funeriu în deceniul 2000-2010 înseamnă ceva oare? Au însemnat cât de cât o anumită corectivă minimală sau un... ar fi trebuit continuate? Legea domnului Funeriu, care dacă vă aduceți aminte, se baza pe o analiză a situației școlii românești făcută de Comisia Miclea. Legea aia ar fi putut să facă ceva dacă ar fi fost urmată, cum să vă spun, deopotrivă în litera și în spiritul ei. Știți bine că legea nu a apucat să intre în vigoare, că au început să o modifice și să o măcelărească de așa manieră încât în scurt timp a ajuns de nerecunoscut. Aduceți-vă aminte că domnul Funeriu a mai făcut un lucru care era absolut esențial, și anume dânsul ne-a introdus camerele de luat vederi la examenele de bacalaureat, ocazie cu care am putut cu toții vedea că la scară națională se practica o impostură ireală. Vă aduceți aminte că în anul respectiv am trecut de la o rată de promovare la examenul de bacalaureat de 86%, nu mai țin minte la cât, la 48% sau așa ceva. Deci aproape jumătate. Cu toții am văzut că, de fapt, jumătate din elevii care promovau bacalaureatul promovau un regim de dumping. Adică copiindu-se, bineînțeles, cu acordul comisiilor, cu acordul profesorilor, cu acordul întregii lumi. De ce? Ca să iasă raportările. Foarte dramatic. Și numai când ne aducem aminte. Acum, acest tip de corectivă iar a intrat în penumbră și... De ce? Dintr-o rațiune simplă, datorită faptului că deasupra învățământului există o castă de funcționari, de înalți funcționari, la toate nivelele. Puteți să vă uitați și la o școală, uitați-vă și la o universitate și unde doriți dumneavoastră, care din asta trăiesc, din prelucrarea raportărilor. Pe oamenii ăia nu-i interesează decât raportările. Ei nu au absolut niciun fel de contact cu realitatea învățământului. Oamenii ăștia, așa cum se întâmplă la vârf, în cazul miniștrilor sau a secretarilor de stat, pot fi permutați cu ușurință în orice domeniu. Azi e la învățământ, mâine e la muncă, poi mâine la agricultură, după aia la finanțe și așa mai departe. El ce știe să facă? Să centralizeze raportări. Și la rândul lui, atâta timp cât nu e în vârful piramidei, și e foarte greu de spus cine e în vârful piramidei la ora actuală. Deci atâta timp cât nu e în vârful piramidei, el raportează mai departe. Obligat fiind să raporteze, știind că nu poate să raporteze decât performanțe, el face o presiune pe cei de sub el să nu raporteze decât performanțe. Și aia, la rândul lor, vor face o presiune pe cei de sub ei să nu raporteze decât performanțe. Și în felul ăsta suntem exact ca și cu raportările la agricultură pe vremea lui Ceaușescu. Toată lumea truchează statisticile. Asta e realitatea, mă scuzați, trăim într-o lume de statistici trucate. Ce vrea șeful să audă? Aia scriem. Pentru că de aia depinde postul nostru, avansarea noastră, salariul nostru, etc. Și când vom deconta ca previziune această bulă să, care o întreținem la nivelul ăsta? Mă scuzați, oamenii individuali probabil că se întrebau și lucrul ăsta și acum 34 de ani la congresul al 14-lea când vom deconta chestiile alea. S-a văzut că le-am decontat destul de devreme, ca să zic. Da. Apropo și de clasamentele acestea în care încercăm să ne inserăm, clasamente, hai să spunem, măcar europene, suntem în Uniunea Europeană,
Și e bine. Dar starea universităților, locurile pe care universitățile din România, refer la cele mai mari, nu? Sau cele mai vechi de altfel, e destul de în urmă. Cum am putea... Funcția unei universități, la fel ca și funcția învățământului, este aceea de a produce trei lucruri. Primul lucru pe care ea trebuie să îl producă este, cum să vă spun eu, un soi de bunăstare socială. Vă rog să vă gândiți la acest lucru. Sigur că noi vorbim mereu de cercetare, de inventică, de tot soiul de lucruri din astea, dar noi avem un imaginar puțin romantic la capitolul ăsta, adică noi ne imaginăm că cercetătorul e așa un fel de geniu care lucrează în liniștea biroului lui și care produce niște chestii precum învățatul lui Eminescu din Geniu Pustiu. Ori lucrurile nu sunt așa la ora actuală. La ora actuală cercetarea este colaborativă, angajează mari echipe de lucru, se bazează pe tehnologii, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Tehnologiile astea costă, e nevoie de foarte multe consumabile și rezultatul cercetării se obiectivează aproape întotdeauna într-o nouă tehnologie care produce beneficii sociale. Tehnologia în sine, faptul că ea produce ceva, ăsta este rezultatul cercetării științifice. Cercetarea științifică nu constă în faptul că eu am publicat un articol și îl trec într-o raportare. Vă rog să mă înțelegeți. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să îl producă universitatea. Al doilea lucru pe care s-ar cuveni să îl producă ea este, cum să vă spun eu, o anumită cotă de ridicare a nivelului comun, a nivelului mediu, al înțelegerii publice, al disponibilității omului față de lumea în care trăiește. Noi ar trebui să fim într-o lume în care, atunci când dumneavoastră vorbiți de pildă de ARN-ul mesager, majoritatea populației să aibă o idee despre ce-i vorba. Sigur, nu la nivel biochimic, nu în amănunte, nu în domeniul tehnologiilor, dar se știe. Există o tehnologie care folosește treaba asta, a cărei principii de bază sunt astea, și a cărei rezultate sunt astea. Dacă am fi în situația asta, n-am fi într-o lume în care să înflorească conspirații legate de orice, de dârele, de aburi de pe cer și de alte minuni de genul ăsta. Și al treilea lucru pe care trebuie să-l producă învățământul este o medie umană civilizată. E acel ambient social în care, dacă dumneavoastră întrebați pe stradă cum ajung la universitate, imediat cineva în mod zâmbitor vă arată sau vă însoțește până acolo, în care un om bătrân care stă la casierie este poftit să treacă în față, în care un copil care are probleme este ajutat și așa mai departe. Astea sunt rezultatele învățământului, mă înțelegeți? Rezultatele învățământului nu sunt Nobelul românesc. Noi avem niște obsesii din astea în care oareșcum focalizăm totul într-un punct care e ținut a răscumpăra tot restul. Ori asta mi se pare o iluzie, mă înțelegeți? Ani de zile ne-am legănat în iluzia faptului că România e țara cu nu știu câți olimpici și așa mai departe și în numele olimpicilor lor am refuzat să vedem situația unei școli care s-a degradat în mod continuu.